Se anunță noi modificări pentru elevi și studenți. Aceștia trebuie să știe că de anul acesta diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a gimnaziului, de absolvire a liceului, certificatele de competențe lingvistice și celelalte acte de studii vor putea fi accesate prin intermediul unui cod QR. Că o noutate este faptul că diplomele vor veni direct scrise, direct tipărite, cu numele copilului, cu toate datele copiilor, care se extrag automat din baza noastră de date a învățământului SIR. Acest cod QR ne ajută foarte mult și la verificarea diplomelor, pentru că era întreagă corespondență până acum între noi și organele de cercetare sau care aveau dubii, așa dânsii verifică acest cod QR și află toate informațiile care ne sunt necesare. Ministerul Educației a anunțat că din anul universitar 2024-2025 toate actele de studii care se eliberează absolvenților vor fi întocmite în limba română și engleză. De primele coduri QR vor putea beneficia elevii care obțin diploma de absolvire anul acesta.